După 7 ani de așteptare, îndrăgitul DJ Armin van Buuren va mixa din nou în fața publicului din București. Pe 25 septembrie, în Piața Constituției, intrarea va fi liberă, iar promisiunile sunt mari. Cel mai mare și spectaculos solo show din Europa. În cadrul aceluiași eveniment, Sounds of Bucharest, în fiecare an, un alt artist internațional celebru va fi prezent pe scenă. După pandemie, adică 18 luni fără bucuria de a avea publicul în fața lui, Armin e din nou pe scenă. I still remember 1.5 years ago we were down, I think 1 or 2 floors down, also in this beautiful building, and we announced the first edition at East Fork Park with Saga. But unfortunately the pandemic stopped us, but yeah, we're still here. Chiar Armin van Buuren a făcut anunțul că va fi prezent la Sounds of Bucharest. DJ-ul a venit la conferința de pe acoperișul Palatului Parlamentului și a oferit un bonus celor prezenți. A mixat 10 de minute spre bucuria fanilor care nu se așteptau să-l vadă. So it's not that I'm telling this story everywhere around the world, like, oh no, America is my favorite country, or Spain is my favorite country. No, it's the connection between me and the Romanian crowd is something that I can write a book about. Super, super, nu ne așteptam. Poate să mergi? Probabil, nu știu. Te așteptai să-l găsești pe Armin astăzi aici? Avem niște bănuiele, așa. Da, de la afiș. Dar oricum e o surpriză drăguță. Mi se pare foarte frumos ce fac cu tot proiectul și faptul că vor investi în parc și toată povestea asta și sună foarte bine, descoperi și o muzică superbă. Evenimentul se află sub aceeași umbrelă cu Saga, festivalul care are loc în capitală între 10 și 12 septembrie. Printre artiștii confirmați la Saga sunt Alan Walker, Shootout Nervo și Amelie Lenz. I think we have around like 150 artists. We will have Chesto, we will have for the first time in the Romania Clean Bandit and Sigala. We have Don Diablo, Timmy Trumpet.